Andreea trece la acest video din cariera cu Real Madrid. Vreau să vă informez că eu am filmat în avans și sunt cu vreo 2-3 episoade în față și am ajuns de asemenea în perioada de transferuri, ceea ce înseamnă că în momentul în care voi veți vedea acele episoade, eu deja voi fi trecut de acea perioadă, așa că vreau să vă întreb, prietenii, în comentarii, ce jucători v-ați dori la Real Madrid pe poziție de left winger și, sau de left mid, adică de arie pe stânga, dacă vreți. M-am uitat de câțiva jucători, unii dintre voi mi-a zis în vară de Neymar sau de Royce, însă Neymar e vreo 200 și ceva de milioane, iar Royce a început să scadă în OVR, pare undeva la 82-83 pace și nu mai e chiar ceea ce trebuie. Așa că vă rog, scrieți-mi în comentarii ce jucători v-ați dori pe acel post, în limita la în jur de 40-50 de milioane de euro. Cam atât pentru acest mic anunț, acum vă urez vizionare plăcută la videoul de astăzi. Salutare prietenii noștri de IG Football, un nou episod din cariera noastră cu Real Madrid. Venim după un episod foarte interesant data trecută, 5 la 2 victorie pe terenul lui Lyon, 2 la 1 cu Eibar și în final o victorie cu Espanyol, locul 2, 3 la 1. De asemenea am simulat data trecută în partida din cupă cu Celta Vigo câștigată cu 2 la 1. De grupa noastră avem astăzi 3 meciuri foarte, foarte grele. Începem cu meciul de acasă cu Villarreal, apoi de asemenea un meci acasă împotriva celor de la Valencia, urmând să încheiem cu deplasarea de pe Old Trafford cu cei de la Manchester United. Trei meciuri foarte grele, trebuie să ne menținem lideri în clasamentul din La Liga, asta este cel mai important și eu zic că două victorii astăzi în campionat ne pot asigura acest lucru. Villarreal locul 5, însă deja la 10 puncte în spatele nostru, avem un start nebun de sezon, după cum puteți observa și voi. Cu numai puțin de 9 victorii din 10 posibile. Cum poate fi mai frumos de atât decât, 10, decât 9 victorii din 10 posibile? Echipa merge bine, n-am absolut nimic ce să reproșez băieților. Avem partida cu Villarreal, care e fiecare dată în campionat. Vom băga câțiva jucători mai modești, însă cu toate astea sper că echipa să facă față. Prima oprire în fața submarinului galben. Ne vedem pe Santiago Bernabeu. Dar iată noi pentru etapa 11-a din La Liga, Real Madrid primește vizita pe Santiago Bernabeu a submarinului galben. Villarreal, o mare provocare pentru tinerii noștri jucători astăzi, da, și când spun tineri jucători, nu glumesc, foarte mulți jucători de la echipa de tineret se află astăzi în primul 11, mulți tineri. Începem cu Real Madrid, De Gea în poartă, apoi cei patru fundași sunt Alexandro, De Ligt, Boateng și Pereira. La mijloc, James Rodriguez și Ceballos, ajutați de Odegaard și de Pavelescu pe bench. Iar în atac, Samuel Perry și Javier Eire Bernat formează un cuplu, sper eu, letal. Echipa celor de la Villarreal Asenjo începe între buturi, apoi Pungese, Medo, Bartra și Sakai sunt cei patru fundași, la mijloc Ndiaye și Trigueros, Mane și Lamela pe benzi, iar în atac Cedric Bakambu și Enes Unal. Oh, ce frumos trece Eire Bernat, trebuie să fie gol și este 1-0, Javier Eire Bernat. În minutul 20 a trecut superb și față față cu portarul finalizează. Ce mi se pare interesant atât la Perry cât și la Javier Eire Bernat, că deși au doar 76 finishing și stau doar 70 finishing, mă scuzați, și stau destul de slab la weak foot. Dacă vrei să finalizezi cu dreptul, dacă vrei să finalizezi cu stângul, ambii jucători sunt letali în fața porții și Asenjo este învins. Dar însă trebuie totul să se limiteze. Ames, către Pavelescu. Mai departe către Perry, mai departe Eire Bernat, Javier Eire Bernat, dublă pentru Javier Eire Bernat. Sunt foarte mândru de acest băiat, încă un gol pentru el, două pase foarte bune, însă primite la ambele faze, Perry cu nou assist și Samuel Perry se dovedește un fel de Florin Andone de la Leicester City, un jucător util în atac, însă nu pentru a marca goluri, ci pentru a da pase decisive. O nouă pasă decisivă pentru Perry și Javier Eire Bernat ne dublează avantajul. 2-0 Real Madrid.
James îl vede pe Peri. Peri întoarce la Bernat care semnează hat-trick-ul. Samuel Peri foarte altruist această fază. Putea sigur să marcheze de unul singur, însă alege pasa. James se întoarce bine, șutul lui James și este gol din offside, marcat tot de aceeași Javier Rebernat. Fantastic băiatul ăsta astăzi. Iată, chiar și la acest șut al lui James, a fost șut la James, n-a fost pas sau ceva. Rebernat și-a băgat capul, a încercat ca el să fie marcatorul golului și ar fi fost genial ca această fază să nu fie semnalizată cu offside de la margine. Hai, dă-o. Marchează și Peri pentru 4-0 în minutul 76. Mă urcă, m-a marcat și Peri. Și atât sărbătorind în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foarte interesant. Poate fi Peri noul Cristiano Ronaldo de la Real Madrid? Asta e o întrebare bună, sincer. Iată, un unde frumos cu Javier Rebernat care șterge în gol și un asist astăzi. Și în fața unui atac care le poate aduce ceva. Trebuie pe Fornals. Se va întoarce bine Fornals. Fornals trece superb și Fornals marchează pentru Villarreal. Este 4-1. Frumos acest gol pentru mijlocașul celor de la Villarreal. Este evident mult prea puțin acest gol de onoare. Vedem, nici fanii nu par foarte încântați. Pasă către Lamela, 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 Lamela. Lamela o pas la Bakambu care încearcă cu exteriorul. Mingea este dată înapoi și Villarreal este foarte aproape prin Nicola Sansone. Să mai marcheze odată. Javier Rebernat primește și mingea pentru o partidă foarte bună. 3 goluri plus un asist. Cred că a luat nota 10 pentru că altfel nu văd cum ar putea fi. Hai să vedem dacă a dat printre picioare la această fază adversar. Da, cred că a dat printre picioare adversarului său la această fază. Hai să mai vedem o dată. Da, nu arată doar faza finală, însă eu cred că a dat printre picioare, ceea ce mi se pare genial. Un meci foarte bun, evident, Rebernat. Remarcatul de astăzi, totuși și Peri au un 9,6. Mexic, însă înainte avem acest Mountly Scout update și sper că acest scout o să ne găsească ceva bun. Deocamdată nimic senzațional, dar din păcate nu prea primi multe staruri din Rusia. Poate îl voi lua pe acest Kravchuk și nu Constantino Veslav, cam atât. Dar din păcate nu avem jucători prea interesanți. Avem meciul cu naționala Chinei. Haideți să-l simulăm și să sperăm că vom câștiga această partidă. Am lăsat echipa de bază, nu are rost să schimbăm ceva, sunt doar amicale. Așa că nu mă interesează neapărat. Pierdem în fața Chinei 2-1, interesant. Maxim deschisese scorul, însă până la urmă asiaticii reușesc să ne mai dea 2 goluri. E 1-0, Stanciu ne aduce victoria. Foarte bine, Stanciu, îți mulțumim. Așa, haideți să vedem ce știri mai avem pe aici. Da, ne-au venit niște scout reporturi. Am dat scoutului Dembele care are 80 overe, lui Giovanni Simone care are 80 și lui Patrick Schrick care are 82 overe. Iată un slovac cu potențial destul de bun, acest Patrick Schrick. Așa, iată, se accentează portalul Suedei și ne vine un nou Monthly Scouting Report, un Monthly Scouting Update, ceea ce este foarte, foarte bine din România și din Spania. Haideți să vedem prima dată din Spania. Da. Oh, Guardado pare bun. Însă Pastore pare senzațional, îl luăm pe Pastore. Guardado nu pare chiar așa de senzațional, însă îi dăm o șansă și lui. Ce jucători avem, fraților, la Academie? Haideți să vedem și din România, care este prioritatea noastră. Numărul 1, Betar Barnuțiu pare senzațional. Îl luăm pe Barnuțiu. Tiberiu Lupu pare decent și Blerinca pare și el destul de bun. Însă Barnuțiu pare senzațional, parcă mai avem un Barnuțiu în Academie. Vreau să văd neapărat ce overe are Bernard Barnuțiu, pentru că are peste 70, clar. Petar Barnuțiu are 61 overe la 15 ani, iar Corneliu Barnuțiu are 62, deci Petar Barnuțiu are 61 la 15 ani și poate crește foarte, foarte mult. În overe, iată, ne vedem încă o dată Academia, jucător senzațional aici, câțiva vor fi promovați în cel mai scurt timp posibil. Dar partida cu cei de la Valencia, etapa cu numărul 12 din La Liga. După 12 etape avem 11 victorii, sper să scoatem astăzi și pe cea de a 12-a. Echipa tânără din nou în teren, singurul intrus, dacă vreți, este Lukaku, care a zis că vrea să joace astăzi. L-a fi jucat pe Perin, mod normal, însă dacă Lukaku mi-a zis expres că vrea să joace, am zis că n-are rost să-l supăr,
Așa că Romelu Lukaku este titular astăzi, le este asemenea pe De Ligt, pe Odegaard sau pe Isco, însă imediat vă voi prezenta echipa completă. Valencia, o echipă bună, fără discuție, atât l-are pe Matt Cruz în atac, un veteran. Însă cu siguranță ne va pune mari probleme această echipă a Valenciei, iată și pe Zaza, nu l-am văzut însă pe Rodrigo, nu știu dacă este în echipa lor. Real Madrid începe în poartă cu David Gea, îngerul nostru păzitor, apoi cei patru fundași, Marcelo, De Ligt, Varane și Cedric. La mijloc, Kovacic, Isco, pe bench, Odegaard și Petru Pavelescu, iar în atac Javier Herrera, cel care a marcat un hat-trick în fața lui Villarreal, începe alături de Romelu Lukaku. Deci, altă parte, Neto este portarul Valenciei, apoi tot un 4-4-2, completat de Ruiz, Paulista, Martinez și Almeida. La mijloc, Ntep, Parejo, Medran și Ibanez, urmând ca în atac Simone Zaza și Matt Cruze să facă legea. Începe meciul cu Valencia, o singură dorință pentru mine, cele 3 puncte. Hai, ce pas la Lukaku, putem începe bine meciul. Lukaku marchează după doar 3 minute de joc. O pasă absolut magnifică a lui Romelu Lukaku și Real Madrid punctează foarte, foarte repede. Nu știu exact cine i-a dat pasa, însă iată, pasatorul este Javier Herrera, care își continuă forma de zile mari. Du-te bună, Marcelo, dublura pe post al lui Alexandro. Se pare însă că și-a revenit Almeida, nu este Medranciu care șutează, însă balonul se duce alături. O pas la Lukaku, Lukaku înapoi la Javier Herrera, care lovește bara. Dă-i, Isco, frumos, frumos, acea extraordinar, absolut extraordinar această fază și Javier Herrera marchează din nou, cel mai în formă jucător de Real Madrid la momentul actual, punctează din nou pentru echipa sa, iată, mingea sare aici, o pasă superbă a lui Isco cu capul și Herrera din prima ajunge în fața porții și îl învinge pe Neto, Medran. Oh, ce bine întoarce Medran, pasa nu era și Valencia va intra la cabine cu un singur gol în spatele nostru. Pas la Odegaard, centrala lui Odegaard, da, n-a fost rea ideea pentru Isco. Pe Isco întorcându-se bine, șutul lui Isco, superb și Real Madrid revine la două goluri în față prin Isco. Foarte frumoasă această acțiune. Isco, dacă mă pune să-l compare, este un fel de Amartei când vine vorba de șuturile, chiar de la marginea careului, șutează foarte din acea poziție. Dacă l-aș liber, în 7 din 10 situații, după părerea mea, va puncta și de această dată demonstrează acest lucru. Parejo, Parejo, trece Parejo, la Ntep, trimite Ntep, olu, ce șut bun. Vede pe Lukaku, Lukaku găsit bine și trebuie să fie gol, însă Neto se remarcă. Poate fi oare și golul lui Lukaku, rămâne revăzut. Lukaku scapă singur cu portarul, Lukaku și scoate. Neto, final de partidă, 3-1 în fața celor de la Valencia, o realizare sincer pentru noi, ținând cont că am jucat cu foarte multe rezerve. Herrera cu un gol și un asist, din nou s-a remarcat astăzi, un meci bun făcut de toată echipa. O prima repriză însă mai slabă în care n-am reușit să marcăm, cu toate astea rezultatul obținut la pauză se pare că a fost decisiv și iată, surpriza Espanyol o bate pe Atletico Madrid cu 2-1 și asta înseamnă că rămân acolo în coasta madrilenilor. Avem acum bari de noi, facem Champions League cu Manchester United, dacă facem egal ne asigurăm victoria în grupă. Așa că după ce ne vom antrena jucătorii, vom merge direct la acel meci să ne antrenăm jucătorii. Poate oare crește cineva în OVR, sincer nu cred, pentru că toți jucătorii de-abia au ajuns la un nou overall. Însă cu toate astea, Herrera se apropie foarte mult, în timp ce Perry evoluează și la 70 finishing. Meci cu Manchester United, Old Trafford, UEFA Champions League, etapa a 5-a. Vreau victoria, hai să dăm drumul la treabă. Iată-ne pe minunatul Old Trafford, vedem această imagine cu Sir Alex Ferguson stand, foarte frumoasă. Imaginea pusă de conducătorii celor de la Manchester United, acea tribună denumită special după antrenorul de legendă
al Diavolilor Roșii. Real Madrid vine astăzi în al treilea și ultimul meci în acest episod pe terenul lui Manchester United, partidă decisivă pentru Diavoli, care își pot asigura astăzi calificarea cu o victorie, însă drumul până la primul loc este foarte, foarte greu. Cea mai bună echipă posibilă trimisă astăzi în teren de mine, pentru că nu vreau să facem nicio concesie, vreau să câștigăm acest meci și vreau să ne demonstrăm cu toată supremația, atât pe plan intern în La Liga, unde suntem de departe cea mai în formă echipă, cât și pe plan extern în Champions League. United începe cu Cardinal în poartă, apoi Carvajal, Savic, Bailly și Tejes, la mijloc Casemiro și Matic, Martial și Mkhitaryan pe benzi, iar Mata îl susține din spate pe Timo Werner. Doi foști jucători ai noștri, Carvajal și Casemiro, sunt titulari astăzi la Manchester United. Haideți să vedem acum cât jucători de la Manchester United sunt titulari la Real Madrid. De Gea, primul, începe în poartă. Pereira, Varane și Boateng, dar și Sandro sunt fundașii. James și Kroos la mijloc, Bale și Asensio pe benzi, iar Ronaldo, un alt fost jucător la Manchester United, și Aubameyang sunt alaganții de astăzi. Kroos, atât pe Ronaldo. Se întoarce bine Ronaldo, șutul lui Ronaldo, și Cardinale are o intervenție foarte, foarte bună la Alexandru. În sfârșit, iată-l pe Asensio mai liber. Asensio se întoarce, trece Asensio, șutul lui Asensio blocat. O ocazie mare de tot pentru Real Madrid. Ce viteză bună are Cristiano Ronaldo. Trece foarte bine de Bailly. Ronaldo intră în care, o palo Angelo Aubameyang, care este însă blocat perfect. Dacă aș fi pasat-o cu Ronaldo, în loc ca această minge să ajungă la Aubameyang dintr-o deviere, probabil că aș fi reușit să marchez. Însă, astfel, Aubameyang fiind și presat acolo, balonul ajungând greu la el, era destul de dificil să facă ceva. Însă, iată ce se întâmplă la poarta cealaltă. Anthony Martial, de nicăieri, găsește un șut absolut fantastic și Manchester United este în avantaj. Minge trimisă fantastic, parcă ar fi pus cu mâna acest balon Martial, cred că a fost și deviat în mingea de Varane. Însă este un gol superb și este 1-0 pentru Manchester United. Ce gol a dat Martial, absolut superb. Casemiro către Martial, suntem conduși din păcate și iată o nouă pasă bună către Timo Werner. Timo Werner, este 2-0. Da, Timo Werner dublează avantajul, minunată acțiunea sa, l-a depășit pe De Gea ca și cum n-ar fi fost acolo. Și Manchester United își dublează avantajul, ce meci fac diavolii în fața noastră. După atâtea victorii, prieteni, după atâtea victorii la rând, poate că trebuia să vină și un recul și se pare că în această seară seria fantastică a Realului de victorii consecutive va fi oprită de echipa lui Jose Mourinho. Iată la cum pe Ronaldo găsi bine. Ronaldo 2-1, marchează Ronaldo și meciul nu e gata. Exact după ce United a marcat, Ronaldo reduce indiferență. N-am vrut să mă mur cu Ronaldo pentru că marchează pe Old Trafford în fața fostei sale echipe. Însă este un gol foarte important. Mata. Pasă bună la Martial. Of, 3-1. Imediat după golul Ronaldo marchează din nou Martial. 3-1, sărbătorește iată în fața fanilor. Găsit foarte bine Martial, absolut nimeni nu stătea acolo. O defensivă de Liga 4 a noastră astăzi. Priviți-l pe Martial, unde ne erau fundașii centrali? Este o întrebare la care nu pot răspunde. Și francez nu semnează dubla. Pe James, trecând bine. James, este gol! James Rodriguez punctează, un gol norocos, balonul a suferit, cred că o deviere sau două. Însă ce este cel mai important este că revenim pe tabelă, bun șutul lui James. Da, mingea este deviată de Eric Bailly, altfel cred că Cardinal ar fi scos acest balon. Kroos trece bine, șutul lui Kroos părea perfect, însă Cardinal e acolo, către Rashford. Mai departe, Rashford centrează, Mkhitaryan acolo și United se impune în fața noastră. Eric Mkhitaryan cu golul la aproape fiecare fază. United a marcat în această partidă și acest moment al jocului nu face excepție. Foarte bună centrarea.
excelentă finalizare, cel mai bun armean din lumea lor actuală. Se termină meciul, Real Madrid pierde 4-2 la Manchester United pe Old Trafford și ultima etapă va fi crucială. În ultima etapă se va decide ce echipă merge mai departe. Un meci slab făcut de echipa mea, am stat foarte prost în defensivă. Iată, United din 5 șuturi pe poartă a avut 4 goluri și din păcate se impune. În aceste momente noi avem 12 puncte, United are 10. Așa că, după cum am zis, în ultimul meci noi vom juca la Braga, în timp ce United joacă cu Lyon și acolo se va decide câștigătoarea acestei grupe. Prieteni, cam am terminat acest episod, data viitoare ne întâlnim cu Athletic Bilbao în deplasare și probabil cu Braga și cu Atletico de Madrid în campionat, dacă nu, probabil cu Celta Vigo în deplasare și cu Braga în campionat. Oricum, meciuri foarte interesante. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și vă spun ca de fiecare dată să nu uitați să dați un like la acest video dacă mă urmăriți. Apreciez foarte mult like-urile din partea voastră și mă motivează să -mi continui munca pe YouTube. Eu am fost AG Football și până la întâlnirea noastră viitoare vă urez ca de fiecare dată să aveți o zi cât mai frumoasă, toate cele bune, la revedere!